În dimineața asta aș vrea să citim din Vechiul Testament, din cartea lui Iosua, din capitolul 6. Despre una dintre cele mai interesante, uimitoare bătălii. Despre o cucerire în care nici strategia militară, nici înțelepciunea conducătorului, și nici resursele lor pe care s-ar fi putut baza ca popor al lui Dumnezeu din punct de vedere uman, n-au mai contat. Pentru că zidurile cele mai fortificate cetăți din vremea aceea, în fața căreia stăteau, au căzut după cuvântul Domnului. Ierihonul era închis și întărit de teama copiilor lui Israel. Nimeni nu ieșea din el, nimeni nu intra în el. Domnul a zis lui Iosua, Iată, dau în mâinile tale Ierihonul și pe împăratul lui și pe vitejii lui Ostaș, înconjurați cetatea voi toți bărbații de război, dând ocol cetății odată, Așa să faci șase zile. Șapte preoți să poarte înaintea chivotului șapte trâmbițe de corn de berbec. În ziua șaptea să înconjurați cetatea de șapte ori și preoții să sune din trâmbițe. Când vor suna larg din cornul de berbec și când veți auzi sunetul trâmbiței, tot poporul să scoată mari strigăte. Atunci zidul cetății se va prăbuși și poporul să se suie fiecare drept înainte. Iosua, fiul lui Nun, a chemat pe preoți și le-a zis, luați chivotul legământului și șapte preoți să poarte cele șapte trâmbițe de corn de berbec înaintea chivotului Domnului. Și a zis poporului, porniți, înconjurați cetatea și bărbați în armat să treacă înaintea chivotului Domnului. După ce a vorbit Iosua poporului, cei șapte preoți care purtau înaintea Domnului cele șapte trâmbițe de corn de berbec, au pornit și au sunat din trâmbițe. Chivotul legământului Domnului mergea în urma lor. Bărbații înarmați mergeau înaintea preoților care sunau din trâmbițe și coada oștirii mergea după chivot în timpul mersului. Preoții sunau din trâmbițe. Iosua dăduse porunca aceasta poporului, voi să nu strigați, să nu vi se audă glasul și să nu iați o vorbă din gură până în ziua când vă voi spune să strigați. Atunci să strigați. Chivotul Domnului a înconjurat cetatea, i-a dat-o colo dată, apoi a intrat în tabără și au rămas în tabără peste noapte. Iosua s-a sculat cu noaptea în cap și preoții au luat chivotul Domnului. Cei șapte preoți care purtau cele șapte trâmbițe de corn de berbec, înaintea chivotului Domnului, au pornit și au sunat din trâmbițe. Bărbații înarmați mergeau înaintea lor. Și coada oștirii venea după chivotul Domnului în timpul mersului. Preoții sunau din trâmbițe. Au înconjurat cetatea odată, a doua zi, apoi s-au întors în tabără. Au făcut acest, același lucru timp de șase zile. În ziua șaptea s-au sculat în zorii zilei și au înconjurat în același fel cetatea de șapte ori. Aceasta a fost singura zi când au înconjurat cetatea de șapte ori. A șaptea oară pe când preoții sunau din trâmbițe, Iosua a zis poporului, strigați că Domnul va dat cetatea în mână. Cetatea să fie dată Domnului spre nimicire, ea și tot ce se află în ea. Dar să lăsați cu viață pe curva Rahav și pe toți cei ce vor fi cu ea în casă, pentru că a ascuns pe solii pe care îi trimiseseră noi. Feriți-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire, căci dacă veți lua ceva din ce va fi dat spre nimicire, veți face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire și o veți nenoroci tot argintul, tot aurul, toate lucrurile de aramă și de fier să fie închinate Domnului și să intre în visteria Domnului. Poporul a scos strigă, au sunat din trâmbițe. Când a auzit poporul sunetul trâmbiței, a strigat tare și zidul s-a prăbușit, poporul s-a suit în cetate, fiecare drept înainte, a pus mâna pe cetate și au nimicit-o cu desăvârșire trecând prin ascuțișul săbiei. Tot ce era în cetate, bărbați și femei, copii și bătrâni, până la boi, oi și măgari. Iosua a zis celor doi bărbați care îi la țara, intrați în casa curvei și scoateți din ea pe femeia aceea și pe toți ai ei, cum i-ați jurat. Tinerii scoadele au intrat și au scos pe Rahav, pe tatăl ei, pe mama ei, pe frații ei și pe toți ai ei. Au scos afară pe toți cei din familia ei și au așezat afară din tabăra lui Israel. Cetatea au ars împreună cu tot ce se afla în ea. Numai argintul, aurul și toate lucrurile de aramă și de fier le-au pus în visteria casei Domnului. Iosua a lăsat cu viață pe Curva Rahav, casa tatălui ei și pe toța ei. Ea a locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de azi, pentru că ascunsese soli pe care îi trimisese Iosua să-i scodească elihonul. Atunci a jurat Iosua și a zis, blestemat să fie înaintea Domnului, Omul care se va scula să zidească din nou această cetate a Erihonului, cu prețul întâiului născut îi va pune temeliile și cu prețul celui mai tânăr fiu al lui îi va așeza porțile. Domnul a fost cu Iosua și i s-a dus vestea în toată țara. Amin. Să ne rugăm Domnului. Cu mulți ani în urmă, la începutul lucrării de slujire, M-a întrebat un frate, frate, păstor, dumneavoastră aveți dușmani? Și pentru că trebuia să dau răspuns, să-l aștepta imediat, am scanat așa în mintea mea și am zis, nu cred că am niciun fel de dușman. după aia mi-am adus aminte de ceea ce spune Apostolul Pavel în Efeseni, la capitolul 6. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Și am realizat dintr-o dată că am un mare dușman, în ceea ce înseamnă prințul întunericului și al uh, lumii spirituale în care este implicat în acest conflict. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, Luați toată armătura lui Dumnezeu, armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua ce avea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Și urmează o descriere fascinantă, spuneau comentatorii, că în timp ce Apostolul Pavel era în închisoare și legat cu cătușe de un soldat care. Probabil stătea să-l păzească sau chiar dacă nu era, era legat cu cătușile de el, oricum l-a studiat din cap până în picioare și a văzut că în bătălia spirituală ar trebui să avem același echipament în ghirimele care să acopere întreaga noastră ființă. El zice, luați toată armura lui Dumnezeu, stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați și scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Din capul locului, probabil, dacă cineva v-ar întreba dacă aveți dușmani, n-ar trebui să vă gândiți în primul rând la cei cu care nu vă înțelegeți în ultima vreme, nu știu, la serviciu sau la școală sau între vecini. Ci gândiți-vă, în primul rând, la Cel care este în spatele lor și care încearcă să folosească absolut orice oportunitate ca să vă învingă în războiul acesta spiritual, care se dă, așa cum spune Cuvântul lui Dumnezeu, aici, în, în lumea spirituală. Și oricare ar fi provocările care stau în fața noastră, a fiecăruia dintre noi, nu știu care sunt forterețele pe care trebuie să le cucerești. Nu știu care sunt luptele pe care tu le porți din punct de vedere spiritual. Nu știu cât de mari sunt munții pe care vrei să-i urți sau să-i cucerești, dar știu un lucru și este ceea ce cântăm adesea, mai ales în ocazii ca aceasta la cina Domnului. Nu este munte prea înalt ca să nu-l miște. Nu e problemă prea grea să nu rezolve, nu e furtună prea grea să nu liniștească, nu e durere prea grea să nu aline. Dragii mei, în dimineața aceasta aș vrea să ne uităm în acest episod din istoria poporului Israel și foarte pe scurt aș vrea să punem în context lucrurile pentru cei care poate sunt pentru prima dată față în față cu textul, au rămas probabil destul de uimiți să audă ce se întâmplă acolo și textul ridică foarte multe întrebări la un moment dat când poporul Israel nimicește până la ultima suflare, cu excepția unei familii, toată cetatea, inclusiv animalele. O să revenim mai târziu la aspectul acesta. Cartea Iosua începe la sfârșitul celor 40 de ani de pribegie prin pustie. După ce Moise a scos poporul din Egipt, se aflau pe malurile Iordanului în momentul în care Dumnezeu l-a luat pe Moise în veșnicie și Iosua a fost acela care a trebuit să conducă poporul în țara făgăduinței. Israel se află față în față la granița Țării Canan, în fața Iordanului, și urmează să cucerească această țară pe care Dumnezeu le-a promis-o. Iosua relatează despre, dacă vreți, tranziția de la testarea lor ca popor în pustie, la triumful și la biruința pe care le dă în Canan, de la promisiunea țării pe care i-a făcut-o lui Avram, până la posesiunea țării în momentul în care conduci de Iosua intră în țară. De la acea viziune pe care au avut-o și au întreținut-o cu toții, până la victoria pe care Dumnezeu le-a asigurat-o. De fapt, cartea Iosua este o carte despre cucerire și victorie. Și tare m-aș bucura în dimineața asta ca să nu fim o armată, vorbind din punct de vedere spiritual, de înfrânți. De oameni care se luptă mereu cu anumite păcate, pentru că pe lângă cel rău, să știți că un alt dușman, și am mai spus-o cu alte ocazii, este firea noastră păcătoasă. Pornirile noastre carnale, cu asta ne luptăm în fiecare zi. Și câteodată, când pierdem lupta, avem sentimentul acela că nu suntem mai buni ca înainte, nu suntem mai buni decât alții. Și acolo e provocarea pentru fiecare dintre noi de a ne ridica prin credință și de a lupta în continuare, pentru că nu luptăm singuri, ci Domnul este Cel ce luptă cu noi, așa cum am cântat. Lumea, ca sistem păcătos, e un alt dușman cu care suntem în luptă. Și de aceea, în epistola lui Ioan, în Prima epistolă la capitolul 5 spune așa. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința voastră. În contextul în care trăim astăzi, suntem probabil intimidați de felul în care sistemul de gândire a lumii încearcă să. Scoate afară absolut orice idee despre Dumnezeu, despre Isus Hristos, cel răstignit pentru păcatele noastre. Și să o locuiască, dacă e posibil, cu orice altceva. Numai să nu fie vorba de Isus Hristos, care și-a dat viața ca răscumpărare pentru păcatele noastre. Da, într-un astfel de context, mesajul pe care îl comunică această carte lui Iosua e un mesaj de încurajare pentru noi toți. Pentru că fiecare avem propriile noastre cetăți pe care trebuie să le cucerim, spiritual vorbind. Fiecare purtăm propriile noastre bătălii. Cucerirea țării este relatată pe parcursul câtorva capitole, de la capitolul 6 și până la capitolul 9 în cartea Iosua. Iosua își conduce armatele în trei campanii importante și dacă ne uităm cu atenție, cu siguranță, cei avizați vor vedea că există o strategie militară pe care o abordează, pentru că prima campanie este campania centrală, apoi celelalte două din nord și din sud, tocmai pentru a avea izbândă și ceea ce vedem în dimineața asta este cucerirea Cetății strategice a fortereței Ierihonului, care a fost, așa cum spune textul aici, o cetate închisă în momentul acela, cu ziduri înalte, spun arheologii, de peste 4 metri. Autorul, dacă ați fost atenți, folosește mult mai mult spațiu pentru relatarea modului. În care a fost câștigată victoria, decât pentru a ne explica ce s-a întâmplat acolo, de fapt. Orunca de a mărșălui în fiecare zi, timp de șapte zile, în jurul cetății, a avut un scop atât pentru poporul Israel în relația lui cu Dumnezeu, cât și pentru cei din cetatea Erihonului, în raportul lor cu cei care mărșeluiau și erau o mărturie. Spun comentatorii că a fost, dacă vreți, un mesaj de pocăință. Ofițerii din armată ne-a spune că a fost un fel de propagandă în timp de război pe care o face poporul Israel în fiecare zi mărșeluind cu tot poporul și armata în jurul cetății. Au avut un timp la dispoziție cei din Ierihon care erau baricadați în cea mai sigură fortăreață de atunci să se pocăiască. Dar ce mi se pare și mai interesant este că, așa cum spuneam deja, Dumnezeu a fost cel care a purtat bătălia. Uitați-vă în dialogul pe care îl poartă cu Iosua. Chiar din momentul în care are loc pregătirea acestui conducător al oștirii, singurii care au scăpat cu viață în urma acestui război au fost cei din familia prostituatei Rahav, cea care ascunsese spionii trimiși de Israel în Ierihon. E o lecție pe care aș vrea să o vedem aici, legată de această biruință pe care o câștigă Dumnezeu pentru poporul Israel. Cele mai mari victorii ale poporului lui Dumnezeu, ale copiilor lui Dumnezeu, nu pot fi explicate niciodată decât prin intervenția puternică a lui Dumnezeu. Victoriile repurtate de Dumnezeu îi pun în uimire până și pe cei mai puternici dintre oamenii de pe pământ. Pentru că acolo nu mai există niciun dubiu că nu-i vorba de strategia oamenilor, a armatelor, ci este vorba de puterea lui Dumnezeu. Există multe pasaje, și o să revenim la ele un pic mai târziu, în Vechiul Testament, în care, în mod explicit, Dumnezeu le promite că va lupta pentru ei, iar dușmanii lor sunt martori ai acestui lucru. La un moment dat, în cartea Exodul, în capitolul 14, versetul 25, ne este relatat următorul aspect. A scos roțile carelor, le-a îngreunat mersul și egiptenii au zis atunci, haidem să fugim dinaintea lui Israel, Căci Domnul se luptă pentru ei, împotriva egiptenilor. Istoria cuceririi ierihonului este, din nou, un exemplu asemănător cu acela în care Dumnezeu i-a scos cu mână tare din Egipt, când armatele lui Faraon veneau după ei și în fața lor stătea mare roșie. Trei lecții pe care vreau să le învățăm în dimineața asta din cuvântul lui Dumnezeu, pentru noi toți care ne dorim din toată inima să fim biruitori prin credință în bătăliile care le purtăm. Și aș îndrăzni să spun ceea ce spune Apostolul Pavel. Eu cred că prin Domnul nostru Isus Hristos noi putem mărturisi că suntem mai mult decât biruitori. Știți că există un pasaj atât de frumos în Romani, la capitolul 8, la finalul capitolului în care spune așa. „De deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Cel mai mare pârâș al nostru e diavolul. Și Pavel spune aici, cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Domnul este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, va mai mult, el a și în viață la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia. După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Că sunt bine încredințat Că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. În fața noastră în dimineața asta este imaginea unui popor care câștigă biruința prin credință. Și lecțiile pe care le învățăm fiecare dintre noi sunt acestea. Credința în Dumnezeu învinge cele mai grele obstacole care apar în viața noastră. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, cea de-a doua lecție, este cheia victorilor copilului lui Dumnezeu. Și în final, ceea ce trebuie să vedem în mod obligatoriu aici, este că Isus Hristos Noul Iosua, unul mai mare ca Iosua, este învingătorul și noi ne putem încrede pe deplin în el. Interesant că numele Iehoșua, care înseamnă Dumnezeu care mântuiește, e numele Domnului Isus Hristos, care e unul mai mare decât Iosua și care este învingătorul în războaiele pe care le poartă pentru fiecare dintre noi. Slăvi să fie El pentru că a câștigat în lupta de pe cruce și forțele iadului nu mai pot birui ceea ce Hristos zidește, slăvi să fie numele Lui. Credința în Dumnezeu învinge cele mai mari obstacole. Deja am amintit pasajul din 1 Ioan, capitolul 5, versetul 4. Vreau să-l recitesc pentru că mi se pare foarte relevant. Cine este Cel ce a biruit lumea, dacă nu Cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? Pentru că oricine este născut, spune versetul 4, din Dumnezeu, biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Iar dacă vom citi cu atenție în Evrei capitolul 11, unde avem o listă lungă a eroilor credinței, este amintit și acest episod. Evrei, capitolul 11, versetele 30 și 31. Prin credință au căzut zidurile Erihonului după ce au fost ocolite timp de șapte zile. Prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoință sunt cel puțin două pasaje din Noul Testament care să ne ajute să înțelegem ce înseamnă credința autentică. Și în Evrei la capitolul 11 avem acea definiție pe care o dă cuvântul lui Dumnezeu credinței. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nedăjduite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și urmează după aceea o descriere a ceea ce putem înțelege și cunoaște prin credință. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Iată o definiție a credinței care ne ajută să înțelegem cât de superficial folosesc oamenii termenul credință sau credincios în vorbirea de zi cu zi. Credința e cu totul altceva decât presupunerea vagă cu privire la lucruri despre care nu cunoaștem suficient. Cam așa își definesc oamenii credința. De exemplu, în vorbirea curentă o să spui, cred că astăzi o să fie zi frumoasă, nu o să plouă, dacă mă uit bine afară, eu cred că la terminare nu o să plouă. Dar știți ce înseamnă asta? E acea exprimare a presupunerii noastre și dacă transferăm aceeași expresie în domeniul religios, în domeniul vieții noastre spirituale, vor fi oameni care vor spune, eu cred în Dumnezeu, dar când spun aceasta, exprimă o presupunere vagă privitoare la ce, cineva care poartă numele Dumnezeu. Dar nu-l cunosc pe Dumnezeu. De aceea, unii consideră că credința începe acolo unde se încheie cunoașterea. Vom vedea că Biblia ne arată că credința începe cu cunoașterea. Evrei 11, 1 și 2, pasaj pe care deja l-am amintit, ne spune și credința e o încredere neclintită în lucrurile nedăzduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Despre lucrurile despre care Dumnezeu ne-a vorbit și le-a revelat și ni le-a descoperit despre sine, în creație, în istorie și în Fiul Său, în Domnul Isus Hristos. Biblia vorbește despre credință ca despre o experiență a Celui Credincios în urma cunoașterii lui Dumnezeu. Roman, capitolul 10 spune așa. Astfel, credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin Cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred pentru că am ajuns să cunosc ceea ce îmi spune Cuvântul lui Dumnezeu despre Dumnezeu. Din acest punct de vedere, credința este o încredere neclintită. Și acum gândiți-vă doar pentru câteva momente că întreaga noastră viață se bazează pe încredere și fără un minim de încredere nu suntem în stare să facem nici măcar un pas. Ar fi un adevărat coșmar viața noastră dacă n-am avea încredere. Încrederea, spunea cineva, este un lucru personal, ceva ce nu-ți poate lua nimeni. Avea încredere înseamnă a te baza pe cineva sau pe ceva a te abandona în voia lui cu toată încrederea. Încrederea aceasta presupune curaj, asumarea riscului, renunțarea la siguranța personală. A îndrăzni să mă încred în Dumnezeu înseamnă a aproba puterea lui și a persoanei lui. Spune Dumnezeu prin profetul Maleahi, puneți-mă la încercare și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu voi turna belșug de binecuvântare. Cred că am mai spus cu mulți ani în urmă întâmplarea aceasta undeva în Portugalia există o mănăstire pe o stâncă foarte înaltă și acolo nu se poate ajunge decât într-o coșniță trasă cu niște frânghii de călugării care sunt acolo. Și sunt turiști care au curajul să urce în coșnița aia și să fie urcați până la sus la mănăstire. Și la un moment dat, într-un grup de turiști americani, unul foarte curios a tot analizat, s-a uitat și a văzut că sunt uzate frânghile. Și l-a întrebat pe ghidul de acolo, de câte ori le schimbați? De câte ori se rup? Morala era că sunt atâția care n-ar avea curajul să-și pună încrederea într-un astfel de mijloc de a ajunge sus ca să vizitez mănăstirea aia, dar foarte mulți își iau viața în propriile lor mâini, se încred în ei înșiși sau în alți oameni. Întrebarea este care frânghie ține mai tare atunci când vin cele mai mari provocări ale vieții. Hristos este acela care spune, cine crede în mine, chiar dacă ar muri, are viața veșnică și nu vine la judecată. Expresia cred numai ce văd nu poate fi valabilă pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne arată ce înseamnă credința care se bazează pe promisiunile și pe revelația lui Dumnezeu. Știți care e drama pe care o trăim în zilele noastre de astăzi? Spunea cineva, tragedia vremurilor noastre nu este că oamenii nu mai cred în nimic. Că oamenii sunt dispuși să creadă orice. Orice, numai nu în Hristos și în Cuvântul lui Dumnezeu. Orice altceva. De la cei mai sofisticați oameni și cercetători, și probabil până la cei mai simpli, ar fi dispuși să creadă absolut orice. Dacă ne vorbești despre crucea lui Hristos ca singura cale de mântuire o să spună că ești exclusivist, că trăim într-o lume pluralistă, că nu se poate. Și totuși Hristos spune, eu sunt calea adevărul și viața nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Credința biblică nu înseamnă acea credulitate sau naivitate. Credința în Dumnezeu se bazează pe convingerea că Dumnezeul în care ne încredem este demn de încrederea noastră. Ioan, capitolul 20, versetul 31, E declarația de scop a Evangheliei lui Ioan și el spune, dar lucrurile acestea au fost scrise, lucrurile astea pe care voi le citiți au fost scrise ca să, să credeți și crezând să aveți viața în numele Lui. Toți eroii credinței din capitolul 11, inclusiv Rahav, au urmat această cale, această rută a încrederii în ceea ce a aflat despre Dumnezeul lui Israel. Credința aceasta i-a făcut eroi ai credinței și i-a făcut plăcuți înaintea lui Dumnezeu. O întrebare care să ne țină un pic treci pe cei care poate ațipim un pic. Ar fi putut să le dea Dumnezeu cetatea erihonului Izraeliților și Iosua, din prima din prima zi, aș fi putut, așa -i? Cerința de a mărșălui șase zile și apoi în a șaptea zi de șapte ori este exemplul cel mai minunat de disciplină al poporului lui Dumnezeu. Provocarea lor a fost să asculte de conducătorii lor, să aibă răbdare și credință în ceea ce le-a spus Dumnezeu și să se încreadă că Dumnezeu poate să facă imposibilul. Cine a mai auzit în istorie de a unei cetăți cu arme ca acestea? Strigăte și trâmbițe. N-am citit de tobe, dar cred că aveau și ceva de genul ce ăsta. <laughs> dar un lucru interesant, chivotul, care reprezintă prezența lui Dumnezeu în toată istoria poporului Israel de pribegie prin pustie până la așezarea lor în țara făgăduinței. Chivotul era cu ei și acesta era semnul că Dumnezeu e cel ce face lucrarea. Totul e posibil împreună cu Dumnezeu. Israeliții au demonstrat credința lor autentică în Dumnezeu Încrezându-se pe deplin în capacitatea lui de a-i salva și de a-i călăuzi, pentru că știau modul în care Dumnezeu a lucrat deja în viața lor. Să te uiți în trecut și să ai acele repere în care știi că Dumnezeu a intervenit miraculos în viața ta. Și să nu uiți lucrul acesta. Și să te bazezi pe ceea ce poate să facă Dumnezeu. Puterea noastră, dragii mei, de a face lucrarea lui Dumnezeu vine din încrederea noastră în. Dumnezeu. Promisiunile Lui ne reasigură de dragostea Lui, de prezența Lui alături de noi, în deciziile pe care le luăm și în încercările prin care trecem. Spunea mai devreme că cele mai mari victorii nu se pot explica logic decât prin intervenția miraculoasă și puterea lui Dumnezeu. Când Apostolul Pavel a vorbit despre. Ei ca, el, ca apostol, și ceilalți apostoli, la un moment dat a folosit o metaforă interesantă. Suntem niște vase de lut în posesia unei comori extraordinare. Și acolo vorbește despre puterea lui Dumnezeu și mai ales despre cunoștința slavei Domnului nostru, Isus Hristos. Cunoștința lui Dumnezeu întipărită în persoană. Domnului Iisus Hristos. Asta e comoara, zice el, care o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere, și erau vorba de minunile pe care le făceau apostolii, să nu fie de la noi, ci de la Dumnezeu. Când Dumnezeu intervine, nu mai poate să revendice nimeni nici strategia Lui, nici resursele Lui, nici înțelepciunea Lui, pentru că acolo este puterea și brațul Lui Dumnezeu. Marsul în jurul Eihonului, spuneam că poate fi considerat de unii mijloc de propagandă prin care celor din Eihon li s-a oferit în mod repetat ocazie de, de pocăință. Dar acum fiecare se poate întreba cum ai putea să urmezi instrucțiunile acestea atât de neobișnuite și să aștepți ca zidurile să cadă. Uneori spunea cineva: Suntem atât de grăbiți în direcția în care noi ne-am hotărât să ne ducem, în care noi credem că Dumnezeu va fi cu noi, și atunci punem accent pe strategiile noastre, pe abilitățile noastre, pe resursele noastre. Și Iosua și episodul acesta ne învață că Dumnezeu lucrează altfel, că Dumnezeu e specialist în a face lucrurile cum nu ne așteptăm noi. Neobișnuit, neașteptat, nerafinat în ghilimele de intervenția noastră. Când l-au întrebat uimiți jurnaliști americani descoperind mărturia lui Richard Wurbrand, spunând, ești un om neobișnuit prin tot ceea ce ai făcut în lagărul comunist, mărturisindu-l cu prețul închisorii și a pielei libertății pe Hristos, el a spus doar atât. Nu, sunt un om obișnuit, pe care Dumnezeu l-a pus în situații neobișnuite. Și când Dumnezeu pune oamenii obișnuiți în situații neobișnuite, prin credința pe care aceștia o manifestă în El, Domnul face minuni, slăviți să fie în numele Lui. El folosește lucrurile astea obișnuite ca să facă ceva neașteptat și neobișnuit pentru gloria lui Dumnezeu. Știți ce ne învață această experiență? Să acționăm prin credință, asumându-ne riscurile care se bazează pe promisiunile lui Dumnezeu. Să nu ne lăsăm influențați de anumite eșecuri din trecut și de puterea răscumpărătoare a lui Dumnezeu pe care a arătat-o față de noi. Ne inspiră pe toți cei ce ne confruntăm în prezent cu anumite obstacole să ne încredem pe deplin în El pentru depășirea lor. Ne inspiră să continuăm să lucrăm pentru El, să slujim pe El, în ciuda resurselor limitate și a vârstei înaintate, poate, pentru unii. Continuați să vă întăriți în lucrarea pe care o faceți prin credință. Și acesta este îndemnul pe care ni-l dă în dimineața asta cuvântului Dumnezeu. A doua lecție, care cred că e foarte importantă pentru noi, este lecția ascultării. Ascultarea de cuvântului Dumnezeu este cheia pentru victorie. A spune unii pentru succes în viață. Știți cum definesc oamenii pe oamenii de succes astăzi? În fiecare zi auzeți pe oameni care ajung în top în cariera lor, fie că e vorba de afaceri, fie că e vorba de sport, fie că e vorba de politică. Oameni care și-au construit imperii financiare, oameni care și-au arătat creativitatea și talentul prin multă muncă și disciplină. Oameni care au căbătat premii și recunoaștere internațională, și care reprezintă pentru foarte mulți definiția succesului. Dar apoi citești sau auzi despre anumite scandaluri care te îngrozesc, de hărțuire sexuală, de relații nepotrivite, de comportament scandalos și poate tot ce a fost poleit într-o viață de succes se ruinează și demonstrează că e deșertăciunea deșertăciunilor și goană după vânt. Deseori și noi, cei credincioși, suntem ispitiți să gândim victoriile sau succesul prin prisma unor astfel de imagini. Cuvântul lui Dumnezeu, în dimineața asta, prin Iosua, ne ajută să înțelegem că ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu este cheia pentru victoriile noastre și pentru succes în viață. În Iosua, capitolul 1, versetul 8, este uh, cunoscutul îndemn pe care îl dă Dumnezeu. Cartea asta legii, să nu se depărteze de gura ta. Cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei lucra cu înțelepciune și vei izbândi în toate căile tale. Sigur că probabil unii ar fi gata repede să spună că ăsta e un verset despre succes. Au fost... Destui care au încercat să definească succesul în diferite moduri, dar vreau să vă citesc ceea ce spuneau uh, oameni inspirați într-un fel uh, despre succes. Succesul, spunea cineva, constă în a te ridica o dată în plus față de câte ori ai căzut. Mulți oameni au urcat pe scala succesului doar pentru a descoperi că au pus scara pe zidul greșit. Se întâmplă de multe ori să aibă impresia că au atins succesul și biruința ca după aceea să constate că și-au sprijinit scara pe zidul greșit. Sigur, când Israel începe cu cerirea, întrebarea care se ridică va fi ce au ei nevoie... Care sunt lucrurile de care au nevoie ca să iasă biruitori în această bătălie? Cum vor reuși această mulțime de nomazi scoși din obie Egiptului să cucerească vaste cetăți și armate din Canaan? Prin noi strategii militare? Prin noi tehnologii? Prin noi cunoștințe? Sigur că noi suntem într-un context diferit de al lor atunci, dar Dumnezeul care a luptat pentru ei și care i-a condus pe ei atunci este același. Ieri azi și în veci. Dumnezeu luptă pentru copiii Lui. De aceea cred că ar fi interesant să urmărim cu atenție această experiență care scoate în evidență că ascultarea de cuvântul Lui Dumnezeu este cheia succesului în viață. Iosua 6 exemplifică această putere a ascultării. Uitați-vă cu atenție, imaginați-vă doar pentru o clipă, pe cei din Ierihon, împăratul, armata, toți care erau baricadați, uitându-se la ce face armata lui Israel. N-au mai văzut în viața lor așa ceva. Se uitau și dintr-o dată văd ceva straniu. O armată întreagă, soldați echipați de luptă, tăcuți, se plimbă, mai au un mijlocul lor vreo șapte preoți, fiecare cu câte o trâmbiță, versetul 2. Trâmbițele de obicei anunță sosirea împăratului într-o astfel de ceremonie, dar ei se uită și nu văd niciun fel de împărat, văd o, în schimb un cufăr acolo, o ladă care era chivotul și care era de fapt simbolul prezenței împăratului poporului Israel în mijlocul lor, adică a lui Dumnezeu. Timp de șapte zile cei din Erihon se uită uimiți la ce se întâmplă. Apoi în a șaptea zi văd că cei din Israel fac același lucru, dar după prima Tură pe care o dau în jurul cetății, urmează încă șase. Și imaginați-vă cum, cum crește suspansul, uitându-se și întrebându-se oare ce urmează. Ce urmează să se întâmple? Și atunci, în a șaptea zi, după al șaptelea tur, când șapte preoți sună din trâmbițe, din șapte trâmbițe, armata lui Israel strigă și zidul se prăbușește. Cea mai puternică fortificație se prăbușește ca un castel de cărți. Nu din cauza gălăgiei sau strigătelor lor, cu siguranță, ci din cauza că Dumnezeu a fost acolo. Arma secretă a copilului Dumnezeu a fost Dumnezeu care lupta pentru ei. Și vă spuneam că... Nenumărate pasaje din Vechiul Testament vorbesc despre lucrul acesta. Deuteronom 21, când vei merge la război împotriva vrășmașilor, vei vedea cai și care și un popor mai mare la număr decât tine. Să nu te temi de ei, căci Domnul Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului este cu tine. Israel este de temut pentru că Dumnezeu luptă cu poporul său. Împreună cu poporul său. Interesant, însă, mi se pare încă un lucru: că ascultarea lor până în cele mai mici detalii, chiar dacă n-au înțeles de ce trebuie să facă lucrul acesta, este în contrast izbitor cu neascultarea cananiților. Și aici ating doar tangențial problema care o ridică foarte mult citind versetul 21 care vorbește despre uciderea copiilor, femeilor, bătrânilor, animalelor din cetate. E întreaga teologie și dispută despre războiul sfânt sau așa-numitul herem în contextul războiului de cucerire a lui Israel și mulți cercetători au încercat să ne ajute să înțelegem ceea ce s-a întâmplat acolo, spunând că în contextul acela lumii antice, în Canaan, violența și culturile din antichitate erau culturi violente și așa se explică lucrul acesta. Eu aș vrea să ne uităm dintr-o altă perspectivă. Ziua aceea este o zi unică pentru Israel în istorie și este o zi a judecății lui Dumnezeu pentru cei din Canaan. Cu 400 de ani înainte Dumnezeu i-a spus lui Avram că acești cananiți își vor atinge limitele maxime în răzvrătirea lor împotriva lui Dumnezeu, așa cum s-a întâmplat cu Sodoma și Gomora. S-a umplut paharul nelegirilor pentru cei din Canaan timp de sute de ani. Și semnificația de aici este că atunci când va veni judecata finală a lui Dumnezeu, Dumnezeu va judeca pe toată lumea, de la cei mai în vârstă până la cei mai mici. ziua judecății finale, vezi Apocalipsa 6, găsim aceeași cifră care se repetă. Șapte scrisori, șapte biserici, șapte pece, șapte trâmbițe, șapte potire. În general, aceste repetiții în care sunt prezentate trâmbițele și potirile vorbesc despre judecata lui Dumnezeu. Semnalează judecățile pe care Dumnezeu le va îndrepta împotriva lumii la sfârșitul istoriei. Cine va putea să stea atunci în picioare, în fața judecății divine? Iosua, capitolul 6, e o avertizare în istorie pentru întreaga rasă umană că Dumnezeu judecă păcatul. Toți au păcătuit, spune Apostolul Pavel, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plată este viața veșnică în Hristos Iisus Domnul nostru fiecare va sta în fața scaunului de domnie și de zădecata lui Dumnezeu Biblia spune că suntem la fel de păcătoși ca cei care au fost în Ierihon și ca cei care au fost judecați și condamnați în discuția cu Domnul Isus în care i s-au relatat uh, o calamitate naturală și o, o, uh, o agresiune pe care a făcut-o un conducător din vremea aceea i-a spus credeți că voi sunteți mai buni decât ei? nu, dacă nu vă pocăiți toți pieriți la fel. Proclamarea adevărului Evangheliei e responsabilitatea noastră, pentru că cei care cred în Domnul Isus Hristos au parte de salvarea și de răscumpărarea. Ei nu mai vin la judecată. Hristos a fost judecat pentru păcatele noastre. În contrast cu neascultarea și răzvătirea cananiților, Vedem ascultarea israeliților în marșul lor de cucerire. Pentru Israel n-a fost atât de mult despre ei ca unealta judecății lui Dumnezeu, nu, ci mai degrabă a fost vorba de ascultarea lor de cuvântul lui Dumnezeu. Și să știți că ascultarea sau neascultarea noastră nu-l poate manevra pe Dumnezeu după scopurile noastre și după planurile noastre. Dumnezeu nu este limitat nici de neascultarea oamenilor și uneori nici de ascultarea noastră. Dumnezeu își duce la îndeplinire planurile lui, dar ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să-și facă lucrarea în timp ce noi ascultăm de ceea ce ne spune el. În cel mai important moment au strigat numai când li s-a spus prin cuvântul lui Dumnezeu să o facă. Dumnezeu folosește ascultarea noastră limitată pentru a-și face lucrarea Lui desăvârșită. Slăvi să fie Domnul! Cei pierduți sunt găsiți în felul acesta, biserica Lui este zidită. Pentru că la urma urmei ce ne putem dori cel mai mult în viață este ca Dumnezeu să lucreze în viețile noastre, în viețile familiilor noastre, în viețile copiilor noștri. Credința și ascultarea noastră ne păstrează în legământ cu El și voi încheia cu o ultimă remarcă. Iisus Hristos este noul Iosua, mai mare decât Iosua din Vechiul Testament și este învingător și noi ne putem încrede în el. Știți ce mi se pare cel mai uimitor aici? Dacă urmărim firul narativ al Scripturii, observăm că scopul final al lui Dumnezeu n-a fost doar cucerirea honului. El nu s-a limitat la Iosua, ci a implicat ceva mult mai mult un nume mult mai mare decât al lui Iosua. Un plan mult mai mare decât cel în care a fost prins în momentul acela poporul Israel și Iosua. Israel n-a fost credincios legământului și cu toate acestea Dumnezeu a rămas credincios și a făcut în așa fel încât Hristos, Fiul Său, să vină în lumea noastră și să instaureze legământul cel nou în care au acces și sunt chemați toți oamenii, oricât de păcătoși ar fi ei, să se pocăiască și să-și pună încrederea în el. El, Hristos, este exemplul desăvârșit de ascultare, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Toate ororile judecății aduse peste cananiți acolo au venit la un moment dat asupra lui în moartea lui pe cruce, datorită păcatelor noastre. Pentru ca păcătoși ca mine și ca tine să fie scăpați și eliberați de judecată și de condamnare la moarte. Acesta e legământul cel nou inaugurat de Iisus învingătorul. Nu un legământ bazat pe ascultarea noastră, ci un legământ bazat pe ascultarea Lui, a Fiului Lui Dumnezeu. O ascultare desăvârșită care l-a dus până la moartea de pe cruce. De ce? Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Moartea lui Isus e singura soluție pentru problema păcatelor noastre și doar așa putem scăpa de judecata lui Dumnezeu. Nu ascunzând păcatele supreș, a rezolvat Domnul problema irihonului, nu ascunzând păcatele noastre supreș ci pedepsindu-l pe Fiul Său pentru păcatele noastre. Și în relatarea asta, cel mai umitor lucru nu e faptul că au căzut zidurile Erihonului sau că dușmanii lui Israel au fost învinși, ci faptul că cineva dintre cananiți, cu o reputație proastă, mult mai proastă decât alții care au murit, cineva cunoscută ca o femeie prostituată, de moravuri ușoare, este salvată și intră într-o relație de legământ cu Dumnezeu la tot puternic și sfânt al lui Israel. Ce har extraordinar! Cât de impresionant să vezi că judecata lui Dumnezeu a ocolit-o pe ea și toată casa ei. De ce? Pentru că și-a pus credința în singurul Dumnezeu adevărat. Și pentru o imagine completă, finalul capitolului 8 ne arată un legământ pe care îl face Iosua și în care sunt prinși toți, de la cei mai bătrâni până la cei mai mici. Judecata este peste toți cei păcătoși, fără nicio excepție, dar și legământul cel nou e valabil pentru toți cei păcătoși care se pocăiesc. Slăvit să fie Domnul! De aceea noi suntem prin El mai mult decât biruitori. Amin.